Consilierii locali s-au întâlnit astăzi pentru a discuta în ședința de comisii viitoarele proiecte de hotărâre ce vor fi supuse votului aleșilor. Numai că de la vorbe s-a trecut rapid la scandal, cuvinte urâte fiind aruncate în cadrul dialogului agresiv. Nu puteți proba un oraș, păi tot 40 de ori. Nădarme, vezi că tu ai făcut asta, că vreau să lăsă să vorbească 5 minute și atât, Veti. Nu, lăsa să vorbească. Nu, ești un poște cu noi aici. Ești o mizerie. Te vede un oraș întreg. Mai damezule, nu ți-e rușine, băi nesimțitule, vorbea fata aia acolo și spunea ea, băi, și spunea ea părerea ei, nu, că e specialist, iar tu însemne analfabet, îți mai notiză, după aia vorbeai și tu, dar nu v-ați obișnuit să iți cupul din gură la oameni. De-aia ați vândut orașul, băi, nemernicule, de-aia ați vândut orașul, bă, ține ce spune ție, vă vindeți pe un pol de bani. Din păcate, ședințele de Consiliul Local Târgu Jiu s-au transformat într-un teatru ieftin unde respectul și rușinea nu există și în care aleșii și cetățenii se bat parte în parte în jigniri și acuze.